voinicule, codrule, codrule, frate, în tine eu m-am născut și în tine eu am crescut, dar tristat nu te-am văzut. Lăsari verzi ce-ai bine, Prigoria, foarte bine. Felicitări, dragii mei. În continuare veți asculta, cred că nu cântați amândoi odată, doi instrumentiști, pe rând cântați, Ghițulescu Nicușor. Ghițulescu Nicușor. Vreau să felicit această minunată orchestră. Nu pot să fac nicio deosebire între Doina Gorjului și ansamblul Maria Lătărețu. Felicitări, sincer vă spun. Nu beau nimic. Vezi că-l super pe Valentin, nu? Tati gură. Nu, la modul sincer, ca instrumente și ca acompaniament, e sub, la superlativ. Nu știu ce zici belgheră acolo. Îți spuseai belgheră. Stai jos. Domnul președinte al jurului face parte din ansamblul Doina Gorjului. Acum trebuie să ne cerem scuze, nu? Că s-ar putea să fiți mult mai buni. Băi, fratul, nu mai treceți prin fața camerelor. Transmite-mi direct. Thank you.
Emoțiile, emoțiile, mă răpădesc, emoțiile. Bravo, tinere. Promite, promite. Deci peste un an, doi, îl văd pe la anunț și pe la Sindrofi. Iată, în continuare, un alt artist, domnul Radu Claudiu Dănciulești. Le călcași pe picior, puiule? Le călcași pe picior? Văd că ești în formă. Problema e că nu prea merge, aveți viori reci și uite că tu ai, poți să faci, ai doză. Acum, târziu, trebuia să veniți mai din timp, să vi vorbi cu mine. Felicitări, bravo! Bine ați venit, domnul Gârbaciu, bine ați venit! Prietenia noastră de vechi, din vechile timpuri nu dispare. Mă bucur că ați venit în mijlocul nostru. Vă sparg aparatul, domnul. Iată, dragii noștri, în continuare, pentru dumneavoastră, Șchiopu Roberta Maria din Dănciulești. Ce se întâmplă? Sunteți în grevă? Supărată? Vorbește la microfonul tău. Nu sunt supărată. De ce să fiu supărată? Nu? Vreau să te aud cum cânti. Da? Deci dezvoltă, zâmbăreață, da? 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 Era sigur. De primăvară toate plogurile mi-ară of, nu mai plogul meu nu ară, că e Gheorghe în concentrare. Concentrat de ani de zile, nu știu, vine ori nu vine. Veni, erau oameni din safu să-i și am întrebat, pe al meu l-au lăsat. Și mi-au spus că l-au lăsat la cimitir în Bârlad. Thank you.
Felicitări, felicitări. Deci jurul s-a zăpăcit, s-a... lăburit. Iată, dragii noștri, în continuare, un alt șchiop, nu. Șchiopul Robert, sunteți frați? Da. Robert, da? De unde vii, de la nuntă? De la Dâncilești. Ah, de la Dâncilești. Și nu e nuntă acolo? Nu. Nu? Ai cântat la vreo nuntă până acum? Nu. O să ai timp să cânti prin pruni, prin ăștia, prin meri. Dă-te mai în față, puțin puiule. Că ține microfonul pentru că ăla nu prea captează. De cât te-ai apucat de vioară? De un an. De un an? Cam bătrior, cam bătrior. Câți ani ai? 12 ani. Ia să te auzim ce știi. Deci, la vârsta lui, cred că e ok. Și promite, da? Promis că la anul vei fi mult mai bine pus la... Bravo! Felicitări! Iată în continuare, dragii mei! Domnișoara Boian Ștefania de la Târgu Cărbunești. Ce faci? Bine. Ai venit la concurs? Da. Și sper să iei și locul tâi, da? Știu. Când pleci la luptă, tată, pentru locul tâi trebuie să mergi, da? Hai să te vedem. Toată când veni luna lui mai, nu mai la foc ascultai, nu mai la foc ascultai. Să mă trag la bradul și geroasă, fără-i scurtă și frumoasă,
n-aș mai da o zi pe acasă. Aș tot rătăci prin codru cu unei case-mi petrec dorul. Thank you.